ce, aveți situații, răsturnări de situații. Bom. E problema lor. Nici mă interesează, dar nici mă interesează de imun. Să facă, frate, fiecare ce vor și cum vor, nici mă interesează. Dar dacă apuc să intru în casa mamelor, în casa fetelor, stau acolo cu mami și cu Roxana. Stai retras acolo, nu? Nici nu mă întreabă cu niciunul de aici în casă. Vin aici în casă, mă culc, mă trezesc, mă trag de fiar dacă mai trag, fac un duș, iar mă duc acolo, bă, majoritatea acolo să stau. Nu începe să ne bagi. Nici numai acolo să stăm după aceea. Venim seara acasă, 12-1, direct la somn. Ce să mai faci? Înțelegi? Asta o să fie. Oricum sunt sigur că o să mă votez, vine mulți de aici din casă. Dacă ar fi să voteze ca să este. Asta eu sunt sigur, nu știu. O să se ajungă și aici, dă-ți seama. Eu. Deci eu de aici din casă... O să se ajungă și aici, Ștefane, că n-ai încotro. Dacă s-ar face acum nominalizări de aici din casă, eu 100% aș fi... pus. Mai tu? Deci stai, eu spun din partea mea. Deci cam dau seama cam cine ar pune din ei. Și știu. Dar nici nu mă interesează, frate, poate să mă pun. Nici nu mă interesează. Da, nu știu dacă are importanță ce se votează în casă, important e ce se votează afară. Păi tocmai aia e, ce se votează. Înțelegi tu? Oricum, că dacă afară nu vor aia să ieși, n-ai cum să ieși. Poate să te voteze toată casa. Așa știam. Eu zic că dacă ar fi să voteze, să zicem așa, sâmbătă, eu sigur aș fi propus de eliminare. Asta, 100%, frate. Chiar dacă aș avea și cuplu, tot aș fi pus. Ivo e vrut sigur să scape de mine, de aici. Și n-am să scape ea așa ușor. Și asta e începutul. Eu i-am lăsat pe toți așa încet. Asta în timp se va vedea ce se va întâmpla, ce va fi, cum va fi. Deocamdată trebuie să așteptăm. Să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Pa, pa, pa. Până la urmă, când ești nominalizat, nu o să fie sfârșitul lumii. Asta e, frate. Mă nominalizează. Ai. Pe unde am venit, pe acolo ies. Eu ți-am spus, nu fac eu să sar gardul să stă. Eu am intrat pe poartă, pe poartă să ies. Când de ce să sar gardul când am poartă, frate? Eu ce spun? Păi, dă-o-aș. Când o fi să ies dacă... Să ies, eu vreau să ies pe poartă. Pe poartă am intrat, pe poartă vreau să ies. Nu o lea eu că sar gardul, că nu știu ce. Da. Frate, de ce venim aici să sai gardul? Am până știut în ce m-am ce băgat, am știut ce am semnat. Ei n-au știut ce au semnat. A scris destul de clar un băiatul în contractul ăla. Păi scria că n-ai tot, voie. N-ai... Tot ce ești în casă a scris acolo. S-a stipulat. Păi dacă tu nu citești și semnezi ca orbu, frate, e problema ta. Că nu mai acum îți dau toți șmecheri că au văzut că a intrat în casă și zice, a, frate, acum sunt șmecheri că am intrat aici. Păi de ce ați mai venit? Ce șmecher? Ai citit contractul, ai știut ce semnez. Și dacă ai știut ce semnez, stai mă aici. Nu mai fă tu că sari gardul, că pleci. Păi de ce ai venit? Poate altul își dorea mai mult ca tine să intre. Păi corect. Și ăla n-a intrat, că ai intrat tu. Ai venit aici, a semnat contractul. O, cred că este nici nu contractul. Eu de drag, ce de-a fost, pe eu am citit toate alea. Știu toate chichițele. Păi ăștia au venit, au semnat, gata, că poate dracu intră în casă. Păi, frate, dacă faceți așa... Nu știam la ce mă acum nu mai spun că săriți gardul. Încă n-am ajuns în situația asta să sar gardul și când o să fie, nu o să sar gardul. Eu cât aș fi, mă, de nervos, tu nu o să vorbesc cu cineva și se rezolvă pe calea mea, bine, nu sar gardul și gata. Ai știut unde ai venit aici? Păi... Când vei niște decizii în viață, vei frate, asta frate, e, cu cap. Asta e emisiune cu cea mai privită emisiune, reality show, urmărit. E emisiune respectată de lumea afară și... Nu-ți faci de capul tău aici că vrei tu acum să pleci. Păi nu pleci că vrei tu acum. Tu pleci când ți-e rândul să pleci. Ei n-au văzut celelalte sezoane. Poate toți am vrea să plecăm. Dar nu pleci când vrei tu. Hai, nu pleci când vrei spii tu. Spii tu astăzi și pleci peste 2 săptămâni că vrei tu să pleci. Asta e problema a fiecăruia, mă. Plecat-o cu ăștia, dar nu e bine. Asta e dacă unii nu mă bag, sunt mai slabi de îngeri, n-am nicio treabă cu ei, frate. Nu mă bag eu, mă, că pleacă ei, că poate să plece toți, nu mă interesează, dar mă, când ai se... când tu acolo, când ai primit contractul ăla, s-a spus destul de clar în el,
cum ce o să fie aici în casă, regulile, ce ai voie, ce n-ai voie, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. Ai știu că nu o să spună muzică, nu o să spună n-ai voie să ieși afară, nu știu. Corect. N-ai voie la TV, n-ai voie la telefon, n-ai voie la relații sexuale. Ce mai vorbești, mă, ce te trebuiește? Ai citit contractul, bun, nu l-ai citit, problema ta să nu cai bani de dat. Și eu așa aș vrea să fac. Mă vede, care să regardă, o să dea toți banii. Că au știut unde s-au băgat. Au semnat cu mâna lor, au fost turbi. Au știut să citească, dacă au știut, dacă nu, au semnat așa ca orbi. Și acum ce mai vrei? Semnesc contractul, frate. Trebuie să fii bărbat, frate, reziști. Ai venit aici, îl duci până la cap. Chiar dacă nu mai poți, tu trebuie să duci până la cap misiune. Da, aia care sunt plecați, mă, mâncați ai soldații de nu-și mai văd familiile. Păi da, mă, dar dacă nu vor, vin acasă, sunt în misiuni de alea prin Afganistan, prin pe unde dracu, i-aruncă. Aia ce să mai zic, mă, crezi că aia n-ar vrea să plece de acolo? Aia, dar ce n-ar vrea? Ăștia, sar gardul ei. Noi sărim gardul că n-au găsit aici, nu ne dă la timp, nu știu ce. N-ai găsit asta, e, mă, rămâi. Dacă va fi să fiu găsat. Aia mă gândesc, bă, ne pun afară, ești afară. Aia sunt de apreciat, că rezistă și îndură. Nu-și văd familiile, unii mai vin și în coșul. Da, majoritatea că... și copii acasă. La ala cum o fi sufletul, că știe, bă, că... Tu aici că n-ai nimic acasă, n-ai copii, n-ai nevastă, n-ai nimic acasă, ce, frate, mori să duci acasă? Ai știut unde ai venit aici, ce tot tras duci acasă? Știi unde ai venit, știi ce ai semnat, știi destul de bine ce ai semnat. Eu dacă o să cer pe dată să... plec, o să fie probabil din cauza că n-am de ce să stau aici, că... Da, mă, și eliminarea. Păi, da, dacă am pentru cine să stau, da, stau. Dar dacă n-am de ce să stau, să fac și gratis. Și eliminarea, mă, în casă aici, să-i vă, bă, trebuie mă votați pe mine, eu vreau să ies, păi și în direct la publică, bă, vreau să ies, mă votați și asta e și aici stau fără și gata. Se rezolv, mai devreme sau mai târziu. Ne-ai vint aici, ne-ai vint să sărți o gardă cu reitul. Păi, lăsar, și ce dacă rezolv? Mă duc așa, chiar... Nu știu, mă, aș vrea care să are gardul să-i le dea ce a scris în contract acolo. Suma aia. N-au bani să le dea, frate, pe deavs. Să-i trimit acolo și a... Să vadă acolo, că chemau și eu în pușcărie. După o vine în pușcărie, te vadă cum e în pușcărie. Dacă îi compara aici pușcărie, înseamnă că nu și ea pușcărie. Pușcăria nene e mai urâtă. Bă, ăștia vorbesc așa, mă, ei știu ce vorbesc. Eu o dau aici că aici e pușcărie. Ce dracu e, frate, pușcărie. De bine, de rău... La pușcărie să fie și bătut, să doarmă pe pat de ciment. N-au condiții, n-au doarmă cu toaleta la nas, mâncare, n-au aia, să-i mai bate astea și mâncarea. Aia, mă, noi aici suntem la pușcărie. Avem lux aici, nu la pușcărie, aici e lux. Asta e lux aici. Dar ei se dau și șmecheri că au intrat în casă și o dau cu la pușcărie acum. Când au intrat aici, n-au știut. Uneori fi obișnuit așa mai... Lasă-mă că toți am fost răsfățați, toți te învățați să ne plimbăm, toți te învățați să mergem la discoteci, la cluburi, la barul, la tenisuri, la fotbal, la ăștia. Crezi că mie nu mi-e greu? Eu până acum am jucat fotbal și am fost și la universitate să jucat și mai departe. Dar cum să fac, frate? Am ales să intru aici. Mi-am semnat contractul, eu știu să respect un contract. Eu știu să respect ce semnez, eu știu să respect. Asta e, nu sunt mai, nu sunt bun aici. Să fiu dat afară, dar eu respect contractul până la capăt. Nu, trebuie să fii cerebral. Eu știu și unde am jucat și la echipe, am stat și pe cantonament, eu am avut contract pe atât, fie că mi-a fost bine, nu mi-a fost bine, n-am fost plătit, am fost plătit, eu mi-am respectat contractul. Nu mi-a fost ușor, dar l-am respectat. Așa și aici. Eu respect contractul. Asta e, știu ce am semnat, am semnat eu cu mâna mea. N-a semnat altul pentru mine și asta e. Știm unde am intrat. Dacă lui se pare așa urât aici, ai, nu știu, frate, de ce ține pe ăștia care să fac, dau acum aș mic el așa, că bă, că e la pușcărie, că n-au ce mânca, că nu știu ce, trimite-i mă acasă. Cheamă alții. Cheamă alții și trimite-i acasă. Băi, dacă se deschide poarta mâine, unu, bă, faci mai că nu iasă niciunul. Bă, eu am curat să fac pariu cu ei. Unu nu iese. Dacă spun că nu iasă niciunul. Aia iese. Facem pariu că nu iasă niciunul. Deci dacă mâine se deschide poarta asta la perete, toată ziua asta de la perete, unul scoate capul afară de poarta asta. Bă, unul. Nu iese, spune. Bă, frate, lasă-mă. Îi vezi așa. Pe Mihail cred. Dacă spun că niciunul nu iasă. Pe Mihail.